Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți, la mulți ani să trăiți. Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți, să trăiți. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Stimate domnule primar, stimați membri ai Consiliului Local, dragi români, de la cei mai mici până la cei mai mari, este o zi pe care o prăznuim cu bucurie în fiecare an, pentru câteva momente, chiar dacă suntem într-o lună de iarnă, sfidăm frigul, ne adunăm cu toții spre a comemora identitatea noastră națională. Suntem mândri că suntem români. Zi cu mare emoție pentru noi. Avem, așa după cum a spus părintele, o dublă sărbătoare. Ziua eroilor și sărbătorirea doamnei Iulia Grigore, la împlinirea vârstei de 100 de ani. Câteva cuvinte pentru fiecare sărbătoare. Astăzi este Ziua Națională a României. Se împlinesc 103 ani de la unirea Transilvaniei cu țara românească și cu Moldova. Noi sărbătorim în fiecare an, cel puțin de când sunt eu aici, poate vedeți pe peretele primăriei, o plachetă la cei 100 de ani și ne vine după mine să spună și la 110, și la 150, și la 200, la 200 dintre cei mici poate rămâne cineva să schimbă placheta sau alături acesteia. Unirea a fost dorința tuturor românilor din cele trei principate. Pentru asta s-a muncit, s-a luptat, iar sângele românilor a sfințit această unire. A fost greu pentru poporul român în toate perioadele, trecând prin lupte, începând de la apărarea hotarelor, la războiul de independență, războiile mondiale, revoluție, așa și până în zilele noastre. Dar ce este mai grav, că este greu și acum. Și noi la ora aceasta ducem un adevărat război. După cum vedeți, pandemia ne decimează. De aceea trebuie să respectăm și vă rog insistent pe această cale, că suntem un grup destul de mare, să respectăm strictețele care ni se impun. Iar mare nenorocire pentru noi este criza politică și economică. Și mai mare aceste scumpiri care s-au abătut asupra noastră și aud că scumpirile sunt în creștere. Dar noi, toți uniți, așa, vom reuși să trecem peste această nenorocire. În final, mulți ani România, mulți ani români, mulți ani lipovițeni.
ocazia împlinirea 100 de ani, primăria Lipovăț, Consiliul Local Lipovăț, eu personal și toți locuitorii comunii Lipovăț, vă dorim multă sănătate și zile cât dă Dumnezeu, că văd că are grijă de mata, cât vrea Domnul, ca să nu, nici să nu chinuiești și să dea Dumnezeu și la toată familia să vă urmeze. Aveți acest cort la 100, suflat. Acum să... și mai avem ceva. Puțin, într-adevăr, dar simbolic și suma de 15 milioane de lei. Să vă cumpărați dumneavoastră ce vă doriți. Mamă, plicul. Da. Da, 15 milioane de lei pentru mata. Vă mulțumesc. Să cumpere și vremea ta. Da.